Salut și bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt ghidul virtual, iar astăzi continuăm seria obiectivelor turistice din România cu ansamblul monumental Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. Acest ansamblu este un amestec sculptural, arhitectural și modernist, fiind realizat între 1937 și 1938. Sculptorul Constantin Brâncuși este autorul lucrării, provine din satul Hobița din județul Gorj, fiind al șaselea copil al unei familii sărace. Viața l-a purtat de la slujbele de cioban și ucenic de prăvălie la supranumele de părinte al modernismului. A străbătut drumul de la București la Paris pe jos, oraș unde s-a și stabilit definitiv. La Paris a avut un succes uriaș încă din timpul vieții, beneficiind de propriul său atelier de creație, iar operele sale s-au vândut destul de bine. Însă îi lipsea un singur lucru: să realizeze o creație desăvârșită în țara sa de baștină, România. Aretia Tătărescu, cea care conducea Liga Națională a Femeilor Gorjene, își dorea de foarte mult timp realizarea unui monument comemorativ pentru soldații din Primul Război Mondial. A profitat de faptul că Gheorghe Tătărescu, soțul său, era prim-ministru României la vremea aceea, a făcut rost de fonduri și a spus lui Brâncuși dacă se poate ocupa el de acest proiect. Marele sculptor a acceptat fără să clipească și a declarat următoarele: "Nu vă pot spune cât de fericit aș fi să pot face ceva în țara noastră." Lucrările au durat aproximativ un an de zile, între 1937 și 1938, și au rezultat patru sculpturi majore: Masa Tăcerii, Alea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana Fără de Sfârșit sau Coloana Infinitului. De asemenea, Parcul Eroilor, locul unde se află aceste sculpturi, a fost amenajat cu plopi în formă de piramidă și alei în formă de cruce. Și nu în ultimul rând, Biserica Sfinții Apostoli, inaugurată în 1937, face parte din tot acest ansamblu. Însă, pentru a înțelege semnificația ansamblului, trebuie să vorbim despre fiecare operă în parte. Masa Tăcerii este primul element care ne iese în cale și exprimă momentul în care soldatul, înainte de bătălie, ia ultima masă împreună cu familia sa. Este un moment trist, de tăcere, de aceea scaunele se află atât de departe de masă. Alea Scaunelor, formată din 30 de scaune pătrate, dispuse de o parte și de alta, poate simboliza drumul către câmpul de luptă. Soldatul este însoțit de membrii familiei către poartă. Poarta Sărutului, înaltă de 5 metri, poate reprezenta ultimele clipe dintre tânăr și familie, când aceștia se sărută și și-au rămas buni. Pe de altă parte, mai poate însemna trecerea în neființă. Coloana Infinitului, înaltă de 29 de metri, alcătuită din 16 module, este capodopera sculpturii moderne. Aceasta se află un pic mai departe, în parcul ce-i poartă numele. Datorită aspectului său, dă impresia unei mișcări continue către cer, exprimând ridicarea sufletului către eternitate. Faptul că semnificația sculpturilor lasă loc de interpretare se datorează tot lui Constantin Brâncuși, care a lăsat loc fiecăruia să-și imagineze ceea ce își dorește. Însă cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm este că a lăsat în țara noastră moștenire un tezaur de o valoare inestimabilă. Acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți da un like, share sau subscribe. De asemenea, mă puteți urmări pe Instagram, unde postez aproape zilnic informații despre obiectivele turistice din România. La revedere!